Meci greu, dar până la urmă spectaculos. Asta am zis și înainte de meci. Sper să fie un meci atractiv, plăcut ochiului, publicului, spectator. Așa a fost. Cam greu de trăit de pe margine, dar e bine că am obținut victoria, cam cu multe sacrificii, am pierdut 2 jucători astăzi, dar sper să-i revenim și am câștigat o echipă întreagă. Am pierdut 2 jucători, dar am câștigat o echipă. E adevărat, dar și gafa aia pe care am... Gafe, suntem la fotbal, nu urmăresc asta, important e că a revenit. Asta i-am spus și în pauză, tu o să ne scoți și așa s-a dovedit. L-am și pregătit pe Lefter, l-am scos un pic să-i stârnesc puțin orgoliu. Și asta i-am și spus. Tu o să ne scoți acum. E momentul tău. Așa să clădesc. Sunt copii, e născut 2004, are 16-17 ani. Dacă e o greșeală, i-a sărit. Asta e. Ce să-i fac? N-am ce să-i fac. L-am întrebat pe Buș, vă place să câștigați meciul ăsta de cupă numai la penaltiuri? Noi am fi vrut să le câștigăm și înainte de penalti, sincer, că le-am transmis jucătorilor. Zic, aș vrea cumva să facem, să terminăm jocul 90 de minute, da? Așa a fost. Plăcut a fost. Urmează o partidă importantă. Prima adevărată în campionat pe teren propriu. Da. Sper să nu fie poate și de la presiune s-au simțit accidentările jucătorilor, pentru că noi am fost de 2 ani de zile să joacă fără spectatori și probabil a fost o presiune și pentru ei și au dorit mult. Știind că eu am fost antrenorul Șelimbărului, asta le-am spus, nu are nicio importanță, sper să fiu la cât mai multe echipe și să am rivalitatea asta. Le-am zis să se bucure de fotbal și să punem în practică ce am lucrat la antrenament. Atât. O victorie grea, dificilă, cu multe goluri, dar până la urmă e victorie. Bună ziua, în primul rând, da, o victorie pe deplin meritată. Din punctul meu de vedere am dominat partida de la un capăt la celălalt. Ne bucurăm că s-a terminat așa și am învins și la penalti și ne bucurăm că am făcut unei dorilor o nouă bucurie, să zic așa. Vă place vouă așa să câștigați la penaltiuri? Nu ne place să câștigăm la penaltiuri, dar știți cum e, până la urma urmei e o victorie. Spui, da? O victorie e o victorie. Nu e o victorie, un egal e o calificare. E o victorie. Bravo. Și așteptăm să mergem în turul următor, să vedem. Sunt sigur că facem o figură frumoasă și în Cupa României, cu etapele care trec, suntem mai maturi. Avem un meci foarte greu vineri, sperăm să ne recuperăm acum foarte bine, pentru că principalul nostru obiectiv este campionatul.